Un camion încărcat cu hârtie igienică s-a făcut scrum în această dimineață. După ce o anvelopă a explodat, șoferul a pierdut controlul volanului. Ulterior, impactul cu parapeții metalici de pe marginea șoselei au aprins întreaga încărcătură. Autocamionul circula pe direcția Deș-Cluj-Napoca, moment în care o anvelopă a explodat și a luat foc. Prins de panică, șoferul nu a mai putut controla tirul și a mers aproape 100 de metri, frecându-se de parapeții metalici de lângă șosea. Au urmat scânteie care au dus în final la aprinderea încărcăturii camionului. Unii spun că șoferul ar fi adormit sau ar fi tras dreapta de volan după ce a văzut că încărcătura este cuprinsă de incendiu. Extintoarele folosite de șofer și alți participanți la trafic s-au dovedit inutile, întrucât incendiul s-a extins și a cuprins de îndată sulurile de hârtie igienică. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de pompieri de la Dej. Centura orașului a fost complet închisă, iar pompierii s-au luptat cu flăcările preț de mai bine de o oră.